Săptămâna trecută au avut loc la București etapele premergătoare acestei competiții mondiale, unde cei doi inimoși instructori s-au prezentat cu 8 coreografii. Dacă anul trecut la Dance Star a obținut locul 4, anul acesta dansatorii de la Floria Art au făcut performanță în fața rivalilor din alte țări puternice și cu tradiție în dans. Am participat de la categoria mini până la adulți, deci am avut de la 5,5 ani până la 23 de ani. Deci deja după 16 ani se termină cu juniorii și intră la seniori. Ce dansuri ați prezentat și cu ce ați câștigat? Deci este vorba de... O să vă citesc exact cum le-am pe discuri. Este vorba de coreografia Ernest Lee. Este o coreografie cu o combinație de popping, urban dance style, hip-hop și mici infecțiuni de breakdance. Dacă juniori au fost ei au câștigat nu știu ce loc, din păcate, pentru că încă nu le-au dat locul, dar cert este că i-au afișat și sunt calificați în marea finală World Dance Masters din Croația. În perioada 27 mai 1 iunie, grupul de Dance Temptation al Asociației Culturale Floria Art Giurgiu va reprezenta România în finala campionatului mondial de dans, ce va avea loc în Croația. Competiția se anunță ca fiind una foarte grea, dar managerul echipei este optimist și spune că vor câștiga, își doresc să ajungă pe podium. Anul acesta ne batem pentru titlul mondial. Este foarte greu, dar ne dorim asta, mai spune Florin Ștefan. Pregătirile au început deja, se muncește mult și nu sunt acceptate greșelile. Este foarte greu, să știți. Gândiți-vă că la acest nivel e ca la armată. Deci știți foarte bine că în teatru, în dans și în film, dictatura nu a dispărut din fericire, pot spune. Pentru că altfel nu putem avea astfel de rezultate. Se muncește foarte mult. Este vorba de sute de ore de muncă în spatele acestor rezultate, ale acestor copii. Orice greșeală nu este trecută cu vederea, este penalizată și se acționează ca atare pentru corectarea ei. Este muncă foarte multă. Singura problemă este că în acest moment sunt calificați în semifinala campionatului mondial de dans din Croația, dar nu dispun de fondurile necesare deplasării la această competiție de renume. Și pentru că niște campioni au nevoie de toate condițiile pentru a face performanță, cu ajutorul unor oameni de bine, în doar o lună de zile, clubul Floria Art a reamenajat sala de pregătire, care le permite să-și efectueze antrenamentele și orele de dans așa cum trebuie. Anul 2014 le-a adus de asemenea și poziția de membru oficial al Federației Mondiale a Dansului și au fost recunoscuți ca școala SDU.